Bună dimineața și bine v-am regăsit. Mamă, ce somnă mie. Sâmbătă dimineața. Nu m-am apucat să filmez absolut nimic până acum, pentru că ne-am trezit la circuit. Efectiv, ne-am trezit la circuit. Am dormit tot drumul. Avem un shakedown scurt de 15 minute. Testăm câteva lucruri și vă povestesc imediat ce am schimbat la motocicletă. Acum mergi tare că ai costumul ăsta. Da. Aș vrea eu. Da? Aș vrea eu. Da. Ți-am adus picătura. Te-am căutat de dimineața, dar nu te-am văzut. Hai, frâne, ai accelerat. Restul e doar aici, în cap. Hai că mă rug și eu acolo. Hai. Pe 5 lei că moare motorul. Încă nu l-am învățat și destul de celălalt, pentru că vreau să fac practice start. Vreau să am un start bun și vreau să mă asigur că plec bine. Mai ales că nu o să fiu cel mai bun în cursă. Nu se intră la 20? Ba da, da. Nu mai bine, se încălzește și motorul. Cum ziceam, pentru astăzi avem o nouă foaie de 41 de dinți. Am făcut motocicleta puțin mai scurtă. N-am mai povestesc după. Nu știu cât o să pot povesti acum, pentru că vreau să fiu atent la câteva detalii importante ceea ce privește motocicleta. Încălzim puțin pneurile, încălzim puțin frânele, nu forțăm, pentru că e o zi lungă. Iar apoi a urmat prima intrare în ziua de sâmbătă. Intrare de care eram foarte entuziasmat, pentru că vineri, după ce am terminat cu toate intrările și cu toate antrenamentele, am făcut mici modificări la motocicletă. Iar aici mă refer la schimbarea raportului, ceea ce înseamnă o accelerare mai bună pe ieșirea din viraj și în același timp pierderea top speed-ului. Top speed pe care oricum nu îl aveam, dar știam că dacă am fi pus un plus 1 pe spate, adică o foaie puțin mai mare, am fi pierdut puțin top speed, dar am fi câștigat pe tot restul circuitului. Iar asta pentru că trecerea aceea de putere de care explicam anterior nu ar mai fi fost atât de bruscă. Motocicleta stătea puțin mai turată pe viraj și aveam puțin mai bună ieșirea din viraj. Ceea ce trebuia să fac eu era să testez, să încerc să prind puțin feeling asupra motocicletei și să încerc să o înțeleg pe ea. Iar asta s-a dovedit a fi un lucru benefic, pentru că din prima intrare deja ne-am bătut personal bestul din ziua anterioară. Am început să tăiem ușor câte o secundă din ceea ce făceam deja. Am început să lucrez pe fiecare porțiune a circuitului puțin mai bine și am încercat pe cât de mult posibil să nu încurc alți piloți. Nu am vrut să mă uit la ceilalți și la felul în care merg, și poate din punctul unora de vedere e o greșeală, dar am încercat pe cât de mult posibil să mă concentrez pe ceea ce fac eu, nu pe ceea ce fac ei. Într-adevăr, știam că toți de acolo sunt mai rapizi decât mine, cel puțin în momentul actual. Iar dacă m-aș fi luat după cineva, dacă mi-aș fi luat așa zis iepure, aș fi avut de câștigat. Dar eram conștient că nu eram la nivelul în care să pot să-mi iau un iepure, sau cel puțin un iepure bun care să mă învețe anumite lucruri pe care nu le mai știam. Am început și am decis ca în prima instanță să mă concentrez mai mult pe poziția pe care o am pe motocicletă, pe viteza în viraj și în primul rând pe frânarea la capăt de linie dreaptă. Și pe lângă asta, evident, și ieșirea în linie dreaptă, pentru că fix în apex motocicleta trecea din starea aceea de 600 de centimetri cubi în 1000. Iar asta însemna că în momentul în care ieșeam în linia dreaptă, motorul livra toată puterea deodată. Lucru care s-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori, și după aceea mi-am dat seama că e destul de riscant. Am avut o ieșire în linia dreaptă pe slide și am simțit tot slide-ul acela. Sincer, nu am vrut să-i dau drumul, am vrut să văd cât de bine intră traction control și cât de bine o pot stăpâni, dar am încercat să am o trasă alternativă și să schimb puțin abordarea pe care o aveam, iar prin acest lucru să maximizez top speed-ul. Iar un lucru care mi s-a părut impresionant la ceea ce înseamnă echipă a fost faptul că în momentul în care ieșeam de pe circuit, băieții erau acolo să mă întrebe ce s-a întâmplat, cum am simțit, totul la cal, pentru că în momentele acelea dai cele mai multe informații, cele mai bune informații, iar în felul acesta motocicleta poate fi setată corespunzător pentru tine. Așa că în momentul în care ieșeam de pe circuit, băieții de la MTS veneau, mă ajutau, verificau presiunea din pneuri, mă întrebau cum s-a simțit suspensia, cum s-a simțit motocicleta și ce am putea face pentru a îmbunătăți timpii. Nu eram încă în stadiul în care să cunosc motorul și să dau un feedback real, pentru că știam că putem modifica anumite lucruri care de fapt sunt bune și am fi avut toate șansele să stricăm ceva ce era deja bun. Așa că știam că trebuie să mă adaptez pe cât de mult posibil motocicletei, să o las exact cum e și să încerc să mă mulez eu după ea, după felul în care merge și după felul în care se comportă pe circuit. Dar din nou, asta mi se pare important și așa funcționează o echipă, așa funcționează niște oameni care vor performanță. Și prin felul acesta te motivează și pe tine să tragi mai tare de fiecare dată. Interesantă primatura. Hai că mi-a plăcut.
Cât? 0. Salut! Mă încălzesc! Cu cine vede casca jos, ai timp? Da. Arată-mi fața ta de calificări. Cum a fost azi? Super drăguț. Abia aștept să văd ce faci. Am avut o intrare de dimineață, a mers deja 54-0. Ar mai trebui să mai dăm jos cel puțin 2 secunde, iar asta pentru a ne califica în cursă. Dacă nu ne calificăm în cursă, atunci stăm pe bară, ceea ce nu e bine. Ce faci tu acolo? Să fac motocicletă, să meargă tare. Și aici suntem de față cu domnul Flavius Cristea. Cut! Cum reușești tu să mergi cu mobra asta, sincer? Sincer, gaz, frână, gaz, frână, gaz. Atât? Da. Te mai apleci cu ea sau virează singură? Prima dată cu un Kawasaki. E interesant. Mă rog, cu un Kawasaki de genul, adică ăsta e mai mult Kawa decât Kawasaki. Deci stamate că o să-mi dea și mie o tură de seară. Da? Da. Păi și eu cu ce intru mâine în cursă? Păi ce, cine cade cu ea? Intri cu a mea, ești nebun, măcar poate faci ceva. Iar fii atent, sunt curios cum ți se pare asta după BMW. Cât de entuziasm. Am întrebat mea ce am zis că măcar încerc să exersez ritmul de eventuala cursă. Da. E ăla de 30 minute? Da. Încerc să trag tare, ajunge, am băgat 7 litri. A, ok. La tine cum merge? Prost. De ce? Nu știu, nu pot să-mi depășesc ritmul. Că 56. Am băgat și eu la 55. Da, nu pot, efectiv simt că trag de aia și trag degeaba. Când văd pe pitboard 56, nebunesc. Unde frânezi? La capăt de linie dreaptă? La 200? Mamă, frânezi de unde se schimbă asfaltul. Da? Deci înseamnă că eu pierd pe viraje, probabil. Cred. Am început să dau drumul mai tare pe viraje. Da? Da. Ceva? Nu știu, nu te mai am pe tine în față să văd ce faci. N-am și învățat pe nimeni ce știu acum. Ei, okay, nu, că mai trebuie să mai dau drumul mult. Normal, mult. Da, dar nu e motocicletă. Adică nu știu, părerea mea. Motocicleta nu te ajută. Eu zic că a zis și Andrei că dacă ajung la 50 cu ea e super bine. Da, el a reușit, da, într-un an de zile. Aș încerca azi un 42. Cât? 2.42. 52. Am crezut că vrei să-l faci pe cațan. Îl fac, mă gândeam, dacă nu iau tribuna și țin drept, e direct. Ești înaintea lui acolo, pe virajul ăla de viteză. Nu, ești direct în acul de păr. De stânga. De stânga, da. Dacă nu iau tribuna, ești direct în acul de păr și am ratat și groapă și melc. Și dacă treci și de acul de păr, ai... Și oricum, de acolo la melc și la groapă, oricum e asfaltul urât, așa că... Exact. Adică ce iarba, da, vezi, bus că sunt bălții. Vin mai tare. Să faci acvaplanare, nici nu se simte, ești nebun. Al doilea Iisus. Știi cum o să fiu prin iarba aia? Ninja! Poate găsești și GoPro. Ninja o să fiu. Ninja. Mai avem azi teoretic un antrenament de 30 de minute, după care o calificare Q1, după aia Q2-ul... Q2-ul sărim. Q2-ul sărim, ca ne conservăm cu mani. Și după aia un cooldown de 15 minute, după care mâine antrenament și să sperăm cursă. Iar apoi a urmat cea de-a doua intrare în ziua de sâmbătă și ultima înaintea calificărilor. Sistemul este asemănător cu cel de la MotoGP, iar pentru cei ce nu sunt familiarizați cu asta, lucrurile funcționează în felul următor. Din toate intrările de vineri și primele două antrenamente de sâmbătă sunt luați în considerare. Astfel, cel mai bun timp al fiecărui pilot se pune într-un clasament. Primii 10 merg deja în Q2, iar ceilalți se duc în Q1, iar primii 2 din Q1 se duc ulterior în Q2. Asta înseamnă că pentru a ne califica direct în Q2, trebuia să fim printre primii 10. Lucru imposibil, cel puțin în momentul de față. Așa că nici măcar nu ne gândeam la Q2, dar ne gândeam la curse și voiam să participăm. Așa că pentru a ne califica acolo, aveam nevoie de un timp de 110% din cel mai bun timp de calificare. E un pic mai greu, puțină matematică, dar e ușor de înțeles. De exemplu, dacă cel mai bun pilot poate un timp de 1.40, care înseamnă de fapt 100 de secunde. Noi, pentru a intra în cursă, avem nevoie de un timp de 110 secunde, ceea ce înseamnă un 1.50. Așa că dacă pole position-ul era setat de un pilot cu 1.40, noi, dacă nu aveam 1.50, nu intram în cursă. Greu. Și știam că trebuie să tragem tare, știam că era totul sau nimic. Și totul sau nimic putea însemna mult. Așa că încă din al doilea antrenament am început să tragem mai tare, să mergem mai bine, să încercăm să evoluăm, să tragem din ce în ce mai tare tur după tur, tur după tur și să mergem la limită. Cel puțin la limita la care eram în momentul de față. Să înțeleg motocicleta cât mai repede, cât mai bine, să mă adaptez rapid și să încerc să trag de mine cât de mult pot eu, ceea ce am și făcut, iar la finalul antrenamentului respectiv am scos un timp de 1.51.3. Eram la 1 secundă și 30 decimi de intrarea și de calificarea în cursă, o secundă pe care trebuia să o dăm jos în prima sesiune de calificări și care, deși pare destul de puțin, 1 secundă și 30 decimi, aproximativ 1 secundă și jumate,
de la 1.50 în jos, deja distracția începe să apară din ce în ce mai mult. Așa că o secundă nu se mai duce după prima intrare, se duce deja după o zi de antrenament. Bine, bă! Bine, bă! Poți? Mersi mult! Bravo! Mamă, am ieșit într-o linie dreaptă, știi cum? Odată s-a pus pe slide și a stat și odată a făcut. Bravo! M-am uitat, zic, bă, nu mai arăt, zic cât merg. 2-0-0-2, dracu. Am văzut 56, 54, 52, da. Și după n-am mai văzut nimic. Păi a fost și o sumă mai mare. Când ai plecat tu să mănânci, am crezut că am mers 56. Zic, bă, dacă am scăzut iar. Ce au zis băieții de pe margine? Ai primit, dar știi cât de drăguț este în curajul? Zău? Da, vreși, Andrei. Ce drăguț, mă bucur, era pentru că asta înseamnă o echipă. Partea interesantă e că acum cu Nijou ăsta apuc să văd ce se întâmplă pe margine. Adică nu e atât de instabil pe linie. Nu e atât de instabil, e un pic mai încet. Da, păi am văzut dar că măcar pe linia din adică... cap că nu erai mulțumit și eram zic da. Că asta e clasică, dar nu pe linia dreaptă. Hai să mergem să-l încurajăm pe Andrei, că a făcut și el asta. Zim și mie poziția! Cât e față de primul? Plus cât? Plus 5? Pe cine are în față? Pe viteză. Și dacă îl scoatem, e aproape în fața lui viteză? E aproape de el, dar... Hai să vedem, dă-mi ăla de fuel să fie pregătit. Băi, da, dar dacă stă în spatele lui, la ce a făcut? Asta înseamnă tactică, pentru că a ieșit că avea trafic. Vezi? Așa se face, nu cum au făcut bulgarii de s-au oprit pe linia dreaptă anul trecut. Ce, la ce ești? Stocomie. Stocomie, am trecut de la Rochis la Stoc acum. Bravo, mă, ce timp ai? Hai, spargem nasul. Spargem nasul. Cât am? 53. 50.6. 6, scuzați. 50.6. Ai încercat un Ducati la un moment dat de un tip, a avut și o defecțiune în timpul mersului, de ceva i s-a întâmplat. Dar l-am urmărit. Fain, foarte fain. Îmi place foarte mult cum comentează. Multe baftă. Eu s-a acum la a doua etapă a mea. De ce te dai? A fost cu începerea 604 în 2019. Ok. Și acum am venit cu un R6 în 2019 în sine. Așa. Aș dă motocicletă, dar nu merge așa cum am crezut. 202 a scos cu aia atunci. Și acum am scos 1.59. Acum la calificări. Bine, bă, băiatule. Dar trebuie succes. 1.57 eu. Mi-a făcut plăcere. Multă baftă. Mersi. Cum a fost? Greu. Greu cu motocicletă nouă. Ai scos la Rookies timp mai bun decât am scos eu la Stock. Da, dar nu comparat. Eu mă dau de la începutul sezonului, că ai mai dat de 7 luni decât glumesc. Tu ieri când ai plecat la un moment dat, mi s-a părut mie, atunci când ai plecat de pe loc, ai dat în sus. Da. Te-a părut că ai dat în sus. În sus. În sus e. Deci ce? Întâia. Sunt invers, toate vitezele. Sunt călare de stradă? Nu, sunt exact invers. Mamă. Una în sus și toate în jos. Că vin cu tine de un an la circuit și aflu acum că vitezele sunt altfel. E a întâia, liber, 2, 3, 4, 5. Nu te cred. I-a dat finish? Deci mai zi-mi o dată. A întâia, e în sus, după aia se dă a doua. În jos, 3, 4, 5, 6. Oh, Doamne, primul Q1. O să fie interesant. Pentru calificare am păstrat aceeași gumă și pe față și pe spate. Și o să vedeți că nu există prea mult dialog, nu discutam prea multe și tocmai pentru a mă putea concentra și știam că acum era momentul în care trebuia să dovedesc ceea ce pot. Știam că de la 1.51.3 trebuia să scad la 1.49.9 și am vorbit cu băieții de pe margine să-mi arată pitboard în cazul în care scot sub 50. Dar până acolo am discutat cu ei și le-am zis să-mi arate cel mai bun timp pe care l-am. Și am început. 1.55, următorul tur 54, următorul 53, următorul 52.4, 52.1, 51.6, 51.2. Din ce în ce mai bun. La un moment dat am zis, ok, 1.51, nu pot mai mult de atât, trebuie să trag mai mult. Am tras tare, am început să forțez motocicleta, începea să vobleze sub mine, deja începea să se joace cu mine și să nu mai fiu eu în control total. Și într-un final am reușit să facem și pe asta.
ne-am calificat în cursă. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu o nebunie totală în capul meu, pentru că eram pe circuit, vedeam pitboard-ul, trăgeam din ce în ce mai tare, am vrut să nu mai iau după nimeni, am vrut să merg în ritmul meu. Lucrurile funcționează în felul următor. Cineva ți arată pitboard-ul de pe margine, dar ți-l arată pentru turul anterior. Așa că dacă eu trag tare acum, o să merg încă un tur pentru a vedea ce am făcut în turul respectiv. Știam că mergeam tare într-un anumit lap, am tras pe cât de mult posibil am putut eu în momentul de față, nu am vrut să forțez pentru că nu voiam să fac nimic rău și nu am mers mai tare decât aș fi putut și nu am vrut să risc o căzătură. Dar era greu pentru că știam că am tras tare, știam că am mers bine și tot continuam să văd pe pitboard 51 și zic, scade, te rog, arată-mi ceva mai bun pentru că știu că am mers mai bine, simțeam că merg mai bine, știam că scad măcar 2-3 decimi, poate chiar jumătate de secundă. Damn it, cred că am mers 50, hai să vedem dacă ne calificăm în cursă sau nu, hai că am tras de ea, hai să putea mai bine și cred că am scos 50 exact acolo unde am ratat acul de păr. Cât? Cât? 1.56, bravo, mă! 50.6? 50.6, da! La penultimul lap! Bravo. La penultimul lap! Dar l-am făcut cu greșeală pe ăla! Da? Bine! Da! Ultimul ai făcut 50.7! Da. Ăla a fost ok, dar pe ăla cu 50.6 l-am făcut cu greșeală! Te-a plecat? Nu, am scăpat-o eu un pic pe acul de păr de dreapta, am sărit prea tare pe frână și a făcut hopping și am închis virajul, eram la vreo 3 metri de apex. Putea să fie ăla lapul de 50.0! 49.9 ăla-i, ăla-l. Am început să frânez mai târziu aici și când frânez, deși am schimbat motorul doar 10-20 de metri, înainte făceam așa, vrum. Și acum las mai ușor și o strâng, trail braking și după aia. Exact. Frâna pe măsură ce te duci încolo. Mi-a intrat într-un voblaj acolo pe alea rapide de stânga. Da? Mamă, i-am dat short shift. Pe ideea că e într-adevăr, acum am simțit-o și mai bine, e foarte nervoasă, sus. După 10.000. Și când ai ajuns acolo, la capasă. Nu ai control, n-ai control. Da, te surprinde, pentru că e acolo undeva între 9.000 și 10.000, când pac, mai pleacă. Îți mai dă un da, dar pleacă bine. Și dacă, da, ai văzut că dacă stai inclinat, te sperie. Exact, e nasol când te prinde pe inclinat. Am început să exersez aici, tribunele. Nu știu cum se vede de pe margine, dar mi se pare că le iau mult mai rapid. Față de înainte. Prima. Mi se pare că ai viteză extraordinară aici. Merge să ieși cu mai mult gaz de acolo. Acolo pierzi. Pe porțiunea asta după acul de păr acolo parcă te duci bine. Da, dar acolo îmi place. Și am primul viraj parcă e ok. Dar aici chiar pot mai mult. Primul sector e slab față de ceilalți. Prima, zona asta? Zău? Da. Bine, într-adevăr pierd pe frânarea. Zona aia îmi place super mult, aia de viteză. Adică odată ce ies din viraj, da, o țin. Pierd de aici, pe prima porțiune. Exact, degeaba, da. Și am început să mai lucrez mai mult acolo unde am căzut. Nu, acolo Știu, acolo frânez cu, cred că 50 de metri mai târziu acum. Am început să prind iar curaj. Și pe următoarea de dreapta, unde te fură un pic vibratorul acolo. Pentru că e vibrator așa și după aia se închide și e cu late apex aia. Și am început să o las până aproape de iarbă și după aia s-o trântesc. La final. Exact. Bravo. Mersi. Cum a fost azi? A fost bine. A fost foarte bine. Ce poziție avem? Avem poziția 6, poziția 8 la stocomie. Poziția ta cât este la stocomie? Primul, din spate. În spate? Hai să ne uităm să vedem. 13 cu 12, 25. 25 minus 2, DNS, minus DNS-uri. 23. Primul din spate. Din 23. Nu, 23, poziția la start 23. Pui din cât când ești la mijloc. Exact. E singura variantă în care pui. Mulțumiți de rezultate. Da, per total echipa a lucrat foarte bine astăzi. Toți piloții s-au descurcat admirabil. Tu ai mers foarte bine mergând pe o motocicletă nouă-nouță pentru tine și după o pauză de un an de zile. Apreciez. Știm cât de greu este când nu stai în șa pe circuit, degeaba mergi pe stradă. Andrei pe o motocicletă complet necunoscută pentru el a mers foarte bine. Radu, surpriza zilei, s-a calificat în grila a doua și Cătălin a mers cam pe acolo pe unde merge de obicei. Ok. Deci e în regulă. Per total e o zi bună. Perfect. Ne vedem mâine la cursă. Mersi de susținere și de ajutor. Mi-a zis Iulia că erați pe acolo și vă vedeam. Asta ziceam că de pe Ninja apuc să văd ce se întâmplă pe mare. Da. Păi aia nu trage săraca așa tare. Nu, e mai stabilă. A, că aia făcea ca toate alea. Nu, tu te ridicai mult pe o roată cu BMW-ul. BMW-ul până la linia de start vine și nu înțelegeam ce se întâmplă lângă gara. Da, și trăgeam mult mai tare, că asta am văzut și eu cu esomierul de stradă.
are forță de la 3000 de ture până la oricât, ea trage la fel. Da, și nu te surprinde atât, adică nu îți dă șutul ăla, poți să mergi cu ea... Da, dar n-am avut curaj de schid, maxim decât la A6. Kawasaki-ul până la 10.000 de ture e un 600, după 10.000 de ture a mai apărut un motor. Na, așa merge el. Ce faci tu astăzi versus ce vei face mâine sunt zile complet diferite, pentru că mâine când o să fii la bătaie cu băieții, automat te motivează și vei trage mai tare, fără să fii atent la ce faci, vei trage mai tare după cel din fața ta, ăla va deveni reperul. Cu siguranță o să faci un pas înainte, probabil o secundă și jumătate o vei înghiți. Iar cea de-a doua zi de revenit în competiție, în Moto RC, se termină așa. Alături de ei. Căutând același GoPro Hero 9 prin iarbă, prin off-road, nu știu pe unde l-am putea găsi, dar dacă cineva găsește vreodată un GoPro Hero 9 la adâncata, promite o dură cu motorul pe circuit. Pe lângă faptul că e o groază de bani, am și filmările pe care le-am pierdut și pe care mi le-aș dori. Șansele să-l găsim cred că sunt destul de mici, din păcate. Dar speranța moare ultima, căutăm cu spor și drag, pentru că ne vrem camera înapoi. Chiar nu știu ce să zic, azi a fost o zi interesantă. Am mers de la 55.6, 55.5, am scăzut până la 50.5, înseamnă 5 secunde date jos într-o zi. Bestul pe adâncata până acum este de 46.5 pe sensul pe care mergem acum. Aia înseamnă că am avea undeva la 4 secunde până la bestul nostru. Într-adevăr, BMW-ul este un pic mai dotat în ceea ce privește puterea, electronica, tehnologia, cred că și ciclistica un pic, dar astăzi cred că am demonstrat faptul că putem merge tare și cu altă motocicletă, că mergem tare și nu din cauza motocicletei, mergem tare pentru că putem să mergem și cu gume uzate, nu neapărat noi, că putem să mergem fără să facem cine știe ce setări, putem să mergem și cu alte setări, că nu suntem atât de slabi, precum ar fi crezut lumea. Pentru că voința să fie, ambiție, determinare și cred că cel mai important, curaj, pentru că e nevoie și de curaj pentru a merge pe acest circuit mirific, care lângă are și un mic lac. Așa că dacă din greșeală, din zona aceea, se ajunge aici, exact lângă circuit, nu o să fie deloc amuzant pentru nimeni. Știu că se poate mai tare, știu că mâine avem cursă și o să avem o gumă nouă pe spate, ceea ce e absolut minunat. Pe față o să intrăm cu una puțin uzată, undeva la 12-15 tururi, aproape că nu se simt, dar ca de obicei eu sunt motorbike. Voi sunteți cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!